Clubul Sportiv Victoria Cumpăna, cu sprijinul primăriei Cumpăna, au avut deosebită plăcere și onoare de a organiza în cadrul sălii de sport a campusului școlar o festivitate de premieră a lotului de gimnastică ritmică, care a participat în perioada 21-22 aprilie la Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru Copii desfășurat la Baia Mare. Fetițele de aur din cadrul Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, pregătite de către antrenoarea Elena Vlad, s-au întors acasă victorioase, reușind să obțină 4 medalii și 5 calificări la prestigiosul concurs Cupa României. Categoria 6 ani: Ulric Maia, locul 1; Banciu Amalia, locul 2; Georgescu Bianca, locul 4. Categoria 7 ani: Matei Miruna, locul 2; categoria ansambluri: CS Victoria Cumpăna, locul 2. În cadrul festivității, gimnastele au oferit publicului o mică demonstrație de gimnastică ritmică, iar primarul Mariana Gâjiu, împreună cu directorul CS Victoria, Răuță Ion și președintele comitetului director Elena Frâncu, le-au oferit coronițe, flori, tort și premii în bani micuțelor campioane și antrenoarei Elena Vlad.